programul Paștele în Bucovina, ediția 2011, și-a deschis porțile duminică 17 aprilie. La eveniment au fost prezenți primarul municipiului Ion Lungu, conducerea Consiliului Județean, precum și a prefecturii. Oficialitățile, dar și suceveni, au vizitat chioșcurile meșterilor populari, unde au putut admira obiecte care mai de care mai frumoase. Edilul șef al municipiului chiar a rămas impresionat de produsele expuse, așa că și-a achiziționat o scrumieră în formă de frunză și o plachetă cu Ștefan cel Mare. De asemenea, sucevenii s-au mai putut bucura de expoziția gastronomică de produse de post gustă din Bucovina, dar și de un concert pascal susținut de ansamblul de copii și tineri Balada Bucovinei. Potrivit programului, cei care vor poposi în județul Suceava în perioada 18-22 aprilie vor avea posibilitatea să asiste la pictarea oului uriaș, amplasat lângă muzeul satului bucovinean. În această perioadă se va putea practica turismul de familie în gospodăriile țărănești din județ. De asemenea, în proiect mai este prins și drumul ouălor încondeiate, prin intermediul căruia turiștii vor avea la dispoziție 4 rute distincte. Iar în fiecare dintre localitățile implicate în acest proiect vor putea fi vizitate ateliere de încondeiat ouă, muzee și case memoriale. Sucevenii care vor participa la slujba de înviere de anul acesta vor avea parte de lumina sfântă adusă de la Ierusalim, care va fi împărțită de la Biserica Sfânta Înviere la toate bisericile sucevene. Lumea Ierusalim!